Ca la noi la Covurlui, Festivalul Folcloric Internațional pentru Copii de la Galați oferă participanților șansa de a evolua împreună pe aceeași scenă într-un schimb cultural și o întrecere în virtuozitate sub semnul prieteniei. Fiecare grup folcloric aduce pe scenă tot ceea ce are mai bun zona pe care o reprezintă, dans, cântec și tradiții populare. Multe dintre grupurile folclorice ai căror membri au sub 18 ani sunt considerate a fi de copii, deși sunt veritabile școli în care cresc viitorii artiști ai marilor ansambluri profesioniste. Unele grupuri chiar funcționează ca școli cu profil artistic și au statut academic recunoscut oficial. Altele sunt doar ansambluri artistice care oferă iubitorilor de folclor autentic șansa de a practica artele tradiționale. La Galați, în organizarea Centrului Cultural Dunărea de Jos, din subordinea Consiliului Județului, va avea loc în perioada 29 iunie-2 iulie, ediția 5-a a Festivalului Internațional de Folclor pentru Copii, ca la noi în Covârlui. Am ajuns deja la ediția 5-a, nu este un festival vechi, vă spuneam, e vorba doar de a 5-a ediție, dar în aceste 5 ediții am avut prezente grupuri, ansambluri folclorice foarte importante din Macedonia, Polonia, Ucraina, Bulgaria, Republica Moldova, iar din țară am avut grupuri folclorice din Suceava, Botoșan, Vaslui, Bacău, Tulcea, Ialomița, Cluj, Hunedoara. Iată, deci, că a fost o prezență extrem de importantă, chiar dacă festivalul este doar la ediția 5-a. De la an la an, grupurile sunt tot mai bune și acoperim o zonă folclorică extrem de importantă.